Mulți au cerut ieri pe rețelele de socializare ca și eu să ies cu o reacție. Eu am ales să o fac publică și privindu-vă în ochi. Sigur, la fel ca și mulți dintre dumneavoastră, eu sunt foarte dezamăgită și șocată de situația în care le-am pomenit. Codul deontologic a fost mereu pentru TV8 foarte, foarte important. Tocmai din această cauză, conducerea televiziunii a luat decizia de a retrage pentru totdeauna emisiunea politică. Sunt una dintre cofondatoarele acestui post de televiziune. Iar în 2017, când am pornit la drum, ne-am luat cu toți angajamentul că vom face jurnalism corect, onest și că vom fi liberi de orice fel de influențe. Și exact așa m-am simțit eu și colegii mei în toți acești ani. TV8 nu este doar o emisiune și doar un om. TV8 este o echipă mare, frumoasă și onestă. Este o echipă care în 2017-2019 a luptat fără teamă împotriva regimului oligarhic al lui Plahotniuc. Este echipa care în zilele fierbinți din iunie 2019 a muncit non-stop ca să vă informeze despre schimbarea puterii și fuga celor care au umilit acest stat. Este postul de televiziune care mereu a criticat nedreptățile și a luptat pentru justiție liberă și independentă de influențe nesănătoase. Noi chiar credem în asta. De mai bine de un an, realizez o emisiune de investigație în care v-am vorbit despre ilegalități, scheme și furturi comise de Plahotniuc, Șor, Platon și alți indivizi care au produs daune extraordinare Republicii Moldova. Despre aceste personaje dubioase, care reprezintă un mare pericol pentru stat, am vorbit aproape la toate emisiunile cu Tia Neagră. Despre asta am vorbit mereu în știrile TV8 și tot despre asta au scris mereu colegii mei de la echipa online. Eu știu că vă este foarte greu și sunteți dezamăgiți de noi. Dar ceea ce vă rugăm noi este să ne judecați pentru ce a făcut și face un post de televiziune, 100 de oameni, și nu doar pentru acțiunile unei persoane. Într-adevăr, este un conflict de interese a unei persoane. Sincer, vă cerem scuze. Și vă rugăm să ne dați o șansă să demonstrăm că instituția și echipa TV8 sunt dedicate jurnalismului etic și independent.